N-am luat nimic cu aia, nimic. 45 de secunde mai e. Păi imposibil cu aia, nu găsești n-am nimic. N-am luat niciun produs, nu e normal. Hai să alegem. Lasă, bă, bă! Aia e! Șef. Astăzi o să facem outfit battle până în 1000 de lei cu Robi și cu Id Capa aici. În echipa lui Robi o avem pe? Melina. Iar în echipa lui Id Capa pe? Luminița. Ei bine, o să aveți 1000 de lei și 5 minute să le faceți cât un outfit Adidas, pantaloni și tricou. Asta minim, dacă vreți să luați și canorac, este decizia voastră, da? Hai. Ce? Okay. Mai zi o dată. Care dintre voi doi începe? Facem piatră, farfecă, hârtie, da? 3, 2, 1 și... Ce aleg cine începe? Da, cine începe? Începe Id Capa? Da, de ce, man? Eu nu sunt pregătit, fraților, vă zic. Adică de ce? Îmi face chestia acolo. Tu ești pregătit, Luminița? Da, n-am prea mult de lucru. Clipul ăsta o să avem o surpriză, tocmai am discutat și o să avem o mega, mega surpriză clipul ăsta. Dar Id Capa în 3, 2, 1 și au început 5 minute. Dă-i drumul, hai să te vedem. Haide, frate. Și deci nu trebuie să te bag pe tine în seamă, ok? Bă, gen, depinde adică dacă putem să vorbim. Da. Depinde, putem să vorbim. Poți să te uiți, poți să tot, eu n-am voie să vorbesc cu ea, n-ai voie să vorbești cu ea absolut deloc. 4 minute. Frate, nu o să fac nimic. Păi da, știu, dar mai e 4 minute, să știi, atâta zic. Da, frate, am 4 minute. Ia să vedem aici, bă, cam de băieți, nu? Nu cam de băieți? Mai 3 minute și 20 de secunde. 3 minute și 20 de secunde, hai și nu îmbraci pe Luminița, hai mai repede, că mai ai 3 minute și 20 de secunde. 700 de lei ăia, what the este fuck? Treaba ta. Bro, dar nu trebuie să te arunci, bă, există și acolo Converse, Puma, sunt niște chestii destul de interesante și aici. Gata, a venit și Robi, acum 5 minute în 3, 2, 1 și Robi, dă-i drumul, gata. Hai să vedem. Bam. Ia stai să vedem. Prea, ăsta l-a luat și Petre, ăsta n-ai voie să-l iei că l-a luat și Petre, gata. Ăsta e prea portocaliu, îți place portocaliu ăsta? Hai mă, că ce scapă, bune. Lasă-mă, băi. Bă, ce scapă? Asta nu costă nimic. Nu costă nimic, dar mai e 4 minute jumate, să știi, deja trecut 30 de secunde. Mie îmi place asta. Păi bine, dar îmi trebuie preț pe ea, n-am preț pe chestia asta. Nu sunt tricouri, nu e nimic. Ba să ai tricouri. Unde? Ăsta mic. 3 minute și 30 de secunde, bro. 3 minute și 30 de secunde. Aici e de copii, dacă vrei să iei de aici, ia, dar sigur nu se fie bun. Ăsta e, hai să vedem. Preț, n-avem preț nimic. Ba avem preț 230 de lei. Rămâne sigur, da? Id Capa, n-ai luat niciun produs, mai sunt 3 minute. Produsul dacă mi-l dai în mână, ăla rămâne până la final, nu mai poți să rămâi aici. Da, o să spun ăștia aici așa. Ca să-mi dau eu seama de ceva. Bă, ești nebun, vino după noi, lasă-l cu chestia asta. De ce mă las-o acolo? Ce faci, bă? Poți să-mi zici cât costă ăia? 450 cu 450, 300, mai rămân cu 300, după 750. Mai rămân. Bă, da, body-ul ăsta nu știu dacă merge. De ce, mă, frate, să nu meargă un body cu ceva și niște pantalonași frumos? Tu ce părere ai, Luminița? Haide, mă, eu am crezut că cumva păcălin și aici nebunia. Mamă, bă, da chiar, mă, că ea nu are. Ea n-are voie să zică deloc. Bă, n-ai luat niciun produs și da, mai frate, un minut și ceva, n-ai luat niciun produs. Uite, mă, ce mă enervează, nu-mi vine să Id Capa, n-ai luat absolut niciun produs. Bro, imposibil cu aia, nu găsești nimic. N-ai luat niciun produs, nu e normal. Id Capa, mai e un minut și 30 de secunde și n-ai luat nimic momentan. Serios, vezi că avem 1000 de lei și trebuie să iei toate produsele. Luminița se uită la tine râzând. Hai mai repede, pentru că nu cred că vrei să o lași dezbrăcată. Nu mai gata, nu mai fac nimic. Bro, 2 minute și 45 de secunde, mamă, să știi, aici ne ducem foarte scump, aici e foarte, foarte mult, putem să mergem și partea aia altă la băieți dacă vrei alte iteme, nu, să știi. Să niște bandone. Nu vrei, nu? Mai e 2 minute și 30 de secunde. Haide, mă, că eu 2 minute și 20 de secunde, 2 minute și 20 de secunde. Ești ok? Iau și pantalonii la aia, dar nu știu prețul. Robi, vino puțin, vino puțin. Am o veste pentru tine. Tocmai mi-ai zis că îi place tricoul ăla. Știi ce se întâmplă dacă ea îmi spune că îi place un produs? Trebuie să alegem. Îmi pare rău. Trebuie să alegem alt produs, Robi, îmi pare rău. Mai spar. Îmi pare rău. Ia-l. Bun. Pe ăsta. Îl iau? Ia-l, sigur? Da, nu, e 480 de lei. Nu mai ai bani de nimic altceva. Ia-l. Bro, nu mai ai bani de nimic altceva, nu mai ai bani de Adidas. Ia-l. Ăsta e prea scump, ăsta. Bro, nu mai ai bani. Păi bro, n-am nimic oricum. Ok. Ștefan, mai un minut și 15 secunde, un minut și 15 260 secunde. 270 de lei ăia. 270 de lei ăștia. Rămân, da, sau o nu? Să rămână ăștia, pentru păi că rămân, n-am da, ok, rămân, da, ok, rămân 270 ăștia. Perfect, au rămas ăștia. Am primul produs pe care și l-a luat, nu, dacă mi-ai zis că rămân, gata, ăsta a rămas, n-ai ce să mai faci. Un minut în cap, Id Capa, un minut mai ai aici. Ștefan, mai ai fix un minut. Bă, frate, nu știu cât costă ăsta, dar sigur nu costă. Hai să vedem cât costă. Niște bani mulți. Ia să vedem. Și costă 180 de lei ăla. Da, mă, așa te duci. Ok. Id Capa, mai ai 45 de secunde. Și cu ăștia, în picioare. Deci și 180 cu și 200... Și căutăm repede un hanorac, zi? Stai să vedem. Ești la 910 lei, mai 90 de lei. 179. O șapcă și o sete. Am voie șapca asta, cât e șapca da, asta? Care 90 de lei, cât este șapca? Hai să vedem. E fix 90 de lei, e nu pot să cred. 90 de lei. Rămâne și șapca? Rămâne și șapca, bro. E sigur, da? Asta e tot, da? Asta e tot, da? Da, asta este. Și mai aveai fix 3 secunde. Bravo, domnul. Doamne, asta a rămas outfit-ul. Cum ți s-a părut, Luminița? Cum ți se pare outfit-ul ăsta? Georgescu. Ok, let's go. Gata, hai să-l vedem pe Robițu cum se îmbracă. Eu trebuie să-l îmbrac așa? Hai să-l
Mamă, nu, cum era, mamă, cum era să-ți zic pe asta? Hai să vedem pe Robițu cum îmbracă acum, pe... Robițu simt și pe Melina, nu pe Melina, gata. N-am luat nimic cu aia, nimic. 45 de secunde mai ai, Robi, 45 de secunde și n-ai luat absolut niciun produs până acum. 45 de secunde, 40 de secunde, 255 și redus. Ăsta rămâne, da? Pantalonii ăștia. Ce bun? Că ăsta nu știu dacă mai e altă măsură. Așa. Robi, s-a dus timpul. Pe ce sunt astea, bă, aici, că m-ai încurcat mai nenorocit? Ai luat doar astea două, trebuie să iei și o pereche de Adidas. Aveți noroc că n-am sosurile la mine, pentru că pe oamenii care făceau chestia asta îi penalizam. Mi-ai dat sos picant, mai nenorocit, m-a luat transpirația, nu mai pot. Zim ce alegem ca și Adidas. Robi e primul care depășește timpul, halo, ăsta. Hai, Robi, odată, hai să alegem. Bă, lasă-mă, bă! Haide, Robi, odată să alegem, că deja am depășit foarte mult timpul. Ăștia galben rămân? Da. Sau ăștia, că sunt 500. Bă, e prima oară când ne întârziem așa de mult. Ăștia rămân? Da. Deci ăștia galben, da? Da. Deci ăsta e oțitul. Ei bine, a venit momentul ca Luminița să-l îmbrace pe Ida Capa aici. De data asta o să ai doar 3 minute în care tu trebuie să-i faci un outfit până în 1000 de lei lui Ida Capa, da? Ok. 3, 2, 1 și am dat drumul. Hai să vedem. Mamă, dar ce liniște, domn, te cin... Ia, uite, Ida Capa, deja avem prima... Dar ți-ai făcut calculele 300 de lei, ăștia mai 700 de lei. Da, da, da. Hai, Ida Capa, vină după mine. Nike cu Puma, 589, 589 cu 300, 800, 110 lei și 230 de secunde mai ai. 100 de lei și 230 de secunde, astea sunt primele haine, îți plac astea, Ida Capa? Luminița, 110 lei, nu știu dacă găsești un tricou aici, maxim la DOT, dar nu știu nici acolo dacă găsești. Hai să alegem ultimul produs, pentru că încă nu l-avem ales, nu vă dau timp în plus, să lăsați dezbrăcat, adică lăsați artistul dezbrăcat. Hai, Luminița. Hai să dacă te văd. Depășesc prețul, n-ai voie să depășești prețul, hai să te văd. Eu ți-am zis că te-ai aruncat, mai trebuie 110 lei la toată nebunia asta, păi, și nu știu dacă te descurci. Păi tricouri și... Uite aici, o grămadă de tricouri, dar nu știu dacă găsești vreunul la prețul ăla. Maxim să găsești vreunul redus. Hai, depășim cu 60 de lei, ia un tricou la 160-170, ok, orice tricou, dar hai. Hai mai repede că mai avem 10-20 de secunde, hai mai repede. Luminița, hai mai repede, un unde te duci, unde gata, te duci, gata, că te-ai pierdut acolo. Mai ai 10 secunde, ăsta e, ăsta rămâne? Gata? Da, depășim. E ok, da, ăsta rămâne. Da. E sigură, da? Da. Ida Capa, cum ți se pare? E ok, gata, s-a terminat. E tare. Îți place? Serios? Tare, tare. Adică mie îmi place verdele și adică nu știu ce să zic neapărat de tricou, că mergea în... A, uite, s-au dus și cele 3 minute. Mergea. Să vedem cum vine pe mine, poate vine mișto. Ok, let's go. Hai să-l vedem pe Robi acum, pentru că sunt foarte curios să-l vedem cum o să-l îmbrace Melina pe Robi. Băi, a venit rândul lui Robi să fie îmbrăcat de Melina. Ei bine, ai 3 minute, n-ai 5 minute, pentru că v-am văzut că v-ați uitat pe aici și am zis să vă las doar 3 minute, mai ales că v-ați uitat. Dar colega ta ce a făcut mai devreme? Iar nu a făcut, n-a calculat prețurile, pe bune, v-ați uitat și nu ați calculat prețurile în 3, 2, 1 și am început 3 minute, gata. Hai, Robi, let's go. Că te fac Gigi-a. Ăștia rămân? Da. Rămân? Da. Galben, deci am mers pe galben, 570 de lei. Mai 430 de lei, să ții cont de chestia asta. Dacă place, dacă nu-mi place. Nu ai voie să spui. Îți plac? Nu ai voie să spui. Îți plac, Robi? Zi, Robi, îți plac? Și nu... ăștia? Ăștia îți plac? Nu spune Robi. Robi, îți plac? Robi, nu spui nimic. Așa și tricou, câți bani trebuie să mai... Păi nu știu cât sunt ăștia, 230, mai aveai 230 cu 570, asta înseamnă 800, mai ai 200 de lei pentru tricou. Ok. Tricou hanorac, 200 de lei. Robi, îți place? Bă, zi-mă, îți place. Ăsta gata? Da. Și mi-a rămas și bani. Ia uite, mi-a rămas și 40 de lei. Pe bune, mi-a rămas și 40 de lei. Ia uite, 2 minute, băi, e record, pe bune, gen, niciodată. Îți place, mă? Trebuie să-mi dai timp. Îți place? Are voie să spună? Am voie să spun? Păi tu zi, îți plac sau nu? Păi zi, gata. Da, mă, da, ai voie să-mi zici. Da, e top, nu mă rog. Îți place? Bine, hai să vă vedem pe amândoi îmbrăcați în outfiturile pe care vi le-ați făcut unul altuia. Da. Trebuie să îmbrăcați outfiturile acum. O să fie destul de interesant, let's go. Băi, tocmai ce s-au schimbat Ida Capa și cu Robi în outfiturile făcute de fete, cum vi se par? De la Buzău. Și ție, Robi? De la Bacău. Când te-ai îmbrăcat ultima oară așa? Niciodată. Nu? Nu, cred, nu. Ultima oară m-am îmbrăcat așa acum aproximativ 10 ani de zile. Băi, când mă duceam la fotbal, frate, cu copiii pe afară. Vreau să știu cine credeți că o să câștige. Ai văzut outfitul pe care l-a făcut Ida Capa Luminiței? Da, cred că el. Și acum, tu ai văzut outfit-ul pe care l-a făcut Robi. Acum ne ofticăm, ne rămâne să ne ofticăm că n-a adus domnul Georgescu. Ce? Șmecheria lui. N-am adus sosurile? Da, frate. Dar de data viitoare votați voi în secțiunea de comentarii dacă vreți să aducem și sosurile pentru echipa pierzătoare. Plus de asta, vedeți că vreau să scrieți și voi acum în secțiunea de comentarii care dintre cele două outfit-uri vă place mai mult. Zici și mie ce urmează, ce muzică urmează. Nu mai zic nimic. Nu mai zic, dar asta e, cu Ștefan am discutat de cu muzică. Cu mine ai mai discutat. Zim repede. Lucrez album, papa, ale ale. Când? Urmează fit cu IDK și cu Robi Tusin împreună. How? S-a anunțat în premieră. În premier acum. Facem. Și o să se numească fotbal. Ceva. Și așa filmați clipul îmbrăcați. Da, fix așa. Poate spargi facem asta. Facem să iasă? Facem să iasă? Ce să iasă? Să facem un trick pe cameră. Ia să vedem. Da, eu pot să-l pun. Hai de rog. E pe acolo. Catchy, 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 se pune, se pune, catchy, catchy, catchy. Aia e!
Șeful. Băi, gata, au venit și fetele. Hai să vedem luminița, Melina. Hai să vă vedem. Bă, e foarte strâns, sincer, de data asta. Chiar e strâns, vedeți. Părea că nu, dar se pare că da. Melina, vino lângă Robi. Nu mă mai suporți. Nu-ți plac? De ce? Ven și da, cam. Și la tine, Balau. Luminița? La mine e parte. Dacă merge cam largi, dar rest chiar îmi place. Dacă era gen un negru mai negru ca ăla, era chiar ok. Vezi că e mai spălat și negru ăsta decât negru de la pantofi. Nu dacă era aceeași nuanță de negru, eu cred că era mai ok. Mie îmi place de fratele meu, Robi. Bravo, ne-am pupat și ne-am luat în brațe tot clipul. Deci câte voturi sunt? Sunt două pentru lumini. Nu, păi sunt 3 la... Sunt... Zi repede, tu decizi. Care dintre ele două îți place mai mult? Iar e, e 3 la 3, nu? Băi, pentru câștigătoarea dintre voi două, aveam un bilet la Neversea. Dar, sunt pe egalitate. Faceți piatră, vorbe, că hârtie și vedem. Mamă, nu cred! Luminița a luat biletul la Neversea. S-a dus la Neversea, Luminița. Da. Am câștigat, cum ar veni. Ai câștigat, da, gen, dar din păcate Luminița a luat biletul la Neversea. Adică din păcate? Haideți că este cel mai tare vlog din lume. Din fericire a luat Luminița biletul la Neversea. Păi da, fraților, și cred că cam asta a fost. Scrieți voi în secțiunea de comentarii care dintre cele două outfituri v-a plăcut mai mult. Plus de asta vedeți că avem un bilet la Neversea și pentru voi, așa că unul dintre comentarii îmi lăsați Instagram-ul jos care dintre ei doi a câștigat. Aveți un bilet la Neversea din partea noastră. Și da, fraților, eu am fost Georgescu, îi dă cap aici Luminița, Tusin și Luminița, cu Melina Tusin. Și da, fraților, eu am fost Georgescu și ne vedem. Vă salut, da. Cam asta a fost, v-am pupat, pa. Ciao, les.